sfatul medicului. Cuvântul Scripturii spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului. O emisiune realizată în colaborare cu domnul dr. Adrian Pantea, medic stomatolog. Drag ascultător al Radio Vocea Evangheliei, cuvântul Scripturii spune: căci iată, eu fac ceruri noi și un pământ nou, așa că nimeni nu-și va mai aduce aminte de lucrurile trecute și nimănui nu-i vor mai veni în minte, ci vă veți bucura și vă veți veseli pe vecie pentru cele ce voi face. Azi vom discuta câteva lucruri generale, introductive, despre ortodonția și ortopedia dentofacială. Este o ramură a medicinii dentare care se ocupă cu studiul, diagnosticul, prevenția și tratamentul problemelor legate de creșterea și dezvoltarea aparatului dentomaxilofacial și, totodată, și de abaterile de la creșterea și dezvoltarea normală a aparatului dentomaxilofacial, adică de tulburările morfofuncționale, generic cunoscute sub numele de anomalii dentomaxilofaciale, pe care încearcă fie să le prevină, fie să le intercepteze în faza de început, sau, dacă ele deja s-au instalat, să le trateze. Ortodonția, ca și cuvânt, este derivat din grecescul ortos, care în traducere înseamnă a îndrepta, și dontos, care înseamnă dinți. Reprezintă o specialitate distinctă în cadrul stomatologiei moderne, al cărui scop este acela de a îmbunătăți aspectul, poziția și funcționalitatea dinților anormal aliniați și de a remodela poziția oaselor maxilare pentru a reda frumusețea și funcționalitatea danturii dumneavoastră. Pe înțelesul tuturor, prin ortodonție trebuie să înțelegem ideea de dinți strâmbi sau care nu sunt aliniați corect, pe care medicul specialist ortodont încearcă să îi alinieze prin intermediul aparatelor ortodontice mobile sau fixe. De ce este nevoie de acest lucru? Răspunsul este pentru că dinții strâmbi sau care nu sunt aliniați corect sunt mai greu de întreținut, pot fi pierduți mai devreme, datorită cariei și parodontopatiei, și obligă mușchii masticatori la un efort suplimentar, ceea ce poate duce la dureri de cap, disfuncția articulației temporomandibulare și dureri la nivelul gâtului, umerilor și a spatelui, adică a coloanei vertebrale. Un alt dezavantaj este aspectul inestetic al dinților strâmbi sau nealiniați corect. Toate aceste probleme pot fi rezolvate ușor printr-un aparat dentar, deoarece în ziua de astăzi aparatele dentare au cunoscut o evoluție remarcabilă. Ele sunt destinate atât copiilor cât și adulților. Tratamentele ortodontice moderne au devenit o soluție avansată și eficientă. Tratamentul ortodontic după momentul sau faza de intervenție asupra afecțiunii poate fi 1. În faza preventivă, profilactică, adică înainte de apariția oricărei afecțiuni. În această etapă, mai degrabă se face o supraveghere a factorilor generali sau locali ce dirigează creșterea și dezvoltarea aparatului dentomaxilofacial. Cum? Păi făcând controle periodice pentru etapele de dezvoltare ale copilului. Apoi, se vor lua toate măsurile, se vor face toate intervențiile la timp pentru a se înlătura factorii, ori de câte ori ei apar, care ar putea determina tulburări în dezvoltarea normală a aparatului dentomaxilofacial și care pot determina anomalii. Avantajul deosebit în această etapă este că se pot lua măsuri simple înainte de apariția afecțiunii cu rezultate spectaculoase, funcționale și fizionomice în cele mai multe dintre cazuri. O a doua fază este faza interceptivă, adică surprinderea în mers a unei tulburări. În această etapă, măsurile luate au în vedere oprirea dezvoltării unei abateri de la normal.
se acționează în momentul depistării dezechilibrului și va urmări redirijarea proceselor de creștere și dezvoltare pe calea normalității. Avantajul deosebit în această etapă este că limitează evoluția și reduce consecințele anomaliei, astfel reducând și durata tratamentului ortodontic. 3. Faza curativă. Vizează corectarea unei anomalii deja existente, deja instalate. Tratamentul se va adresa tulburărilor morfofuncționale existente și se va face printr-o multitudine de mijloace. Tratamentul poate fi precoce sau tardiv. Având în vedere avantajele deosebite date de tratamentul ortodontic preventiv și tratamentul ortodontic interceptiv la copii, aș vrea să subliniez câteva sfaturi și explicații pentru părinți. 1. Prima consultație, conform Asociației Americane de Ortodonție, se va face la copii în jurul vârstei de 7 ani, mai apoi fiind urmată de o monitorizare periodică a copilului la 6 luni. Dacă este necesar, se va institui imediat și un tratament ortodontic. Acum aș vrea să dau câteva explicații. La vârsta de 7 ani, dinții și maxilarele sunt suficient dezvoltate, astfel încât medicul stomatolog sau ortodont poate anticipa dacă vor exista probleme serioase de mușcătură, adică de ocluzie, în viitor. În cele mai multe cazuri, nu sunt necesare tratamente ortodontice la vârsta de 7 ani, dar controlul de specialitate oferă atât părinților cât și medicului timp pentru a vizualiza și monitoriza dezvoltarea pacientului copil și a decide de timpuriu care va fi cel mai bun tratament. Cercetările au arătat că problemele ortodontice grave pot fi mai ușor de corectat atunci când scheletul pacientului este încă în creștere și oasele sunt flexibile. Prin corectarea problemelor scheletice la o vârstă mai fragedă, putem pregăti pe de o parte gura copilului pentru erupția dinților permanenți, adică estetica dentară, și pe de altă parte pregătim fizionomia facială a viitorului adult, adică estetica facială, prevenind sau tratând la timp anomaliile faciale inestetice. În cazul în care dinții permanenți au suficient spațiu să erupă, ei se vor alinia armonios. Dar, dacă nu, atunci lipsa spațiului este o problemă care trebuie tratată. Aparatele mobile reprezintă soluția ortodontică în cazul dentiției temporare, iar odată cu schimbarea tuturor dinților de lapte cu cei permanenți, putem apela la aparatele ortodontice fixe, care sunt foarte eficiente. De aceea, între 12 și 14 ani, când schimbarea dinților s-a produs, putem finaliza tratamentul de îndreptare a dinților și echilibrarea mușcăturii, adică a ocluziei, cu aparat fix, adică cu brackets cimentați pe dinți. Reprezintă etapa finală, necesită prezența tuturor dinților permanenți. Ea este relativ rapidă, între 12 și 18 luni, este ușor de suportat pentru pacient și oferă rezultate excelente. Reținem, consultația la 7 ani, tratamentul ortodontic preventiv, tratamentul ortodontic interceptiv, ca fiind importante. 2. Ca și părinți, este foarte important să examinați dinții copilului dumneavoastră, pe măsură ce acești dinți permanenți erup. Chiar și dumneavoastră puteți intercepta eventuale probleme. Iată câteva exemple, semne care pot să indice necesitatea unui consult și tratament ortodontic în perioada de creștere. De exemplu, pierderea prea devreme sau prea târziu a dinților de lapte sau dificultatea în a mesteca sau mușca, înghesuirea, poziția incorrectă sau blocarea erupției unor dinți. Dinții din față de sus ies prea în afară. Articulații cu sunete sau care se blochează la deschiderea și închiderea gurii. Maxilare și dinți care sunt disproporționați față de restul feței. Sugerea degetului sau alte obiceiuri vicioase care continuă peste vârsta de 6 ani. Dinții din față de sus care mușcă în spatele dinților de jos, adică are mușcătură inversă. O bărbie mică sau o bărbie foarte proeminentă, etc. Așadar, ca și părinți, chiar și dumneavoastră puteți intercepta eventuale probleme. 3. Combaterea obiceiurilor vicioase ale copiilor noștri. Ca și părinți,
avem un rol important și activ în combaterea obiceiurilor vicioase ale copiilor noștri. În tratamentul ortodontic interceptiv, medicul ortodont încearcă fie să redobândească spațiul, dacă acesta a fost pierdut, fie să controleze și să corecteze înghesuirile dentare, dacă ele există. De asemenea, poate interveni asupra ocluziei inverse, încercând să o corecteze. Poate interveni de asemenea asupra musculaturii, indicând exerciții musculare. De asemenea, poate să încerce să combată obiceiurile vicioase sau să îndepărteze țesuturile moi sau bariera osoasă pentru a permite erupția dinților și alte asemenea intervenții. Dar, legat de combaterea obiceiurilor vicioase ale copiilor noștri, noi ca și părinți avem un rol deosebit. Deci, voi sublinia câteva aspecte pentru părinți. Părintele, în primul rând, trebuie să conștientizeze obiceiul vicios al copilului propriu. Apoi, părintele poate și trebuie să ajute la eliminarea obiceiului vicios, stabilind astfel premisele dezvoltării unor reflexe neuromusculare corecte. Amintesc câteva exemple de obiceiuri vicioase. 1. Subtul degetului. 2. Deglutiția infantilă. 3. Respirația orală. Pe scurt, legat de subtul degetului, obiceiul cel mai frecvent practicat de copii, prezent până la vârsta de 2 ani jumate 3 ani, este considerat normal, însă persistența peste 3 ani poate avea efecte dăunătoare, provocând efecte negative asupra structurilor dento-alveolare. Apoi, deglutiția infantilă. Deglutiția infantilă este deglutiția normală a sugarului care dispare în momentul în care apar și sunt folosiți dinții. Față de deglutiția adultă, în timpul deglutiției infantile se produce interpunerea limbii între cele două arcade dentare. La persoanele adulte, această deglutiție infantilă se păstrează în cazul ingestiei de lichide. Obiceiul vicios, dacă persistă, poate determina o ocluzie deschisă și proalveolodonție. Este necesară intercepția și educarea în tehnica corectă a înghițirii. Respirația orală poate fi obstructivă din cauza unor polip nazal, tumori, inflamații, deviații de sept sau habituală, adică persistența unor obiceiuri după îndepărtarea obstrucției. Aceasta afectează echilibrul orofacial din cauza posturii coborâte a mandibulei și limbii, determinând malocluzii. Este necesară de asemenea intercepția și eliminarea respirației orale. În concluzie, aș vrea să subliniez trei lucruri care să le reții. 1. Atitudinea preventivă. Este important să reții că nimic nu se compară cu prevenția sau intercepția în fazele incipiente a oricărei afecțiuni ortodontice sau stomatologice. Așa, orice modificare poate fi sesizată și ținută sub control de medic. În acest mod, orice problemă dentară va putea fi tratată preventiv, simplu și eficient, fără suferință și la costuri reduse. 2. Primul control ortodontic la copii este recomandat în jurul vârstei de 7 ani. 3. Rol activ. Ca și părinți, putem și trebuie să avem un rol activ în controlul dezvoltării armonioase a danturii propriilor copii, în sesizarea unor eventuale probleme, cât și în sesizarea și eliminarea unor obiceiuri vicioase în care copilul continuă să stăruiască. Nu uita, fii preventiv, păstrează într-o stare bună ceea ce ai primit și zâmbește. Zâmbetul este metoda de tratament cea mai necostisitoare prin care îți poți înfrumuseța propria înfățișare. Sunt medicul stomatolog Adrian Pantea și îți urez dinți sănătoși, un zâmbet autentic și un an nou cu sănătate și plin de binecuvântarea prezenței lui Dumnezeu în viața ta. Sfatul medicului. Cuvântul Scripturii spune: trupul meu nu era ascuns de tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat ca în adâncimile pământului.